Iar în vizită ne-a venit și primul musafir, Nathan, care afirmă că niciodată nu este târziu să o iei de la zero. Totul începe cu zero sau de la zero. Așa e? Așa e. Așa a început-o și Nathan. Iată și o creație care vorbește despre asta. Una dintre cele mai proaspete, cele mai noi în repertoriul acestui talentat, tânăr și autor de muzică și cantautor. Bine a venit la noi, Nathan. Bine v-am regăsit și spune-mi revăzut. Bine, bine am revăzut. De câte ori ai luat-o de la zero? No. În materie de dragoste, nu știu dacă... Poc! Da, e bună, e bună asta. Lovitura sub centură. Cred că e foarte etic de a vorbi despre aceste momente ca și niște cifre. De-aia o să spun că a fost mai multe ori, ca și la toată lumea, dar dacă să se vorbim la general... Asta e o problemă. Da. Nu mă interesează viața ta privată. Da. Mă interesează chestia de principiu. Ce nu găsești în omul pe care îl cauți? E complicat de explicat, pentru că nu vreau să dau niște indicii,
Nu vreau să aduc niște... Nu vreau să dau un ajutor. Lați fiecare să-și trăiască drama personală. Da. Nu, eu mă leg pur și simplu de acest cântec. Tu zici că niciodată nu e târziu să o iei de la zero și eu sunt absolut de acord cu tine. Trebuie să, întotdeauna trebuie să știi să te ridici dacă ai căzut și să mergi mai departe. Este foarte important acest îndemn. Eu cred că în piesa asta, așa cum trebuie să menționăm faptul că este un text al Radmilei Popovici. Așa. Este un mult și mai nu mult. Este singurul text al Radmilei Popovici pe care îl cânți? Deloc și o să urmeze, mai ales că, uite, acum chiar pregătesc ceva nou. Uite, despre zero, eu aș spune că e un pic mai mult decât doar ideea asta de a începe ceva de la zero. Și asta clar, e mult mai complicat de... aici, la noi. E complicat și e vorba despre starea omului ca și un început, deci o geneză în fața unei puteri mai mari. Deci eu cred așa, eu așa o văd. Deci noi fiecare, ca și unitate, suntem nimeni, trebuie să spunem așa cum este. Dar atunci când vorbim despre lumea noastră interioară, este ceea ce cumva ne formează ca și o calitate. Nu știu dacă a înțeles cineva, dar eu cred că a fost ceva. Noi am nu, iertați-mă, nu zic de voi. Zic de noi, care... noi am făcut două mutre deștepte că am înțeles tot ce ai spus, dar n-am înțeles nici o boabă, dar ne facem important că am înțeles. Credeți-mă, asta foarte mult contează. Poate, să poate fie... telespectatorii au înțeles mai mult. Cineva cu siguranță a înțeles. Te-ai descurcat. Te-ai așteptăm descurcat. În comentarii cum se spune peste tot. Da. Te-ai descurcat. Te-ai descurcat. Da. Ce mai face Nathan? Cu viața profesională, hai cu că cu personal am înțeles un pic. Ce face? Bine face, nu la toată lumea. Știi tu, bine faci, bine găsești cânta Vitalie Dani. Și, și anume din cauza faptului că bine fac, așa cum s-a demonstrat, bine cam și găsesc. Și e vorba nu doar despre artistul Nathan care s-a prezentat acum în scenă, dar este vorba și despre producătorul Nathan, care anul ăsta a fost unul foarte și foarte productiv. Și a cunoscut mult mai multă lume decât în precedenții. S-a creat muzică mult mai reprezentativă, frumoasă, complexă, care are mult mai multe șanse de a fi ascultată de mai multă lume din Republica Moldova, dar și peste Cotani. Au apărut noi contacte, noi contracte, deci totul evoluează și eu bănuiesc că... Acte. Acte semnate, semnături și toate lucrurile care s-au întâmplat sunt o, hai să spunem așa, o pistă bună pentru un an care vine, care trebuie să fie și mai bun. Care este cea mai frumoasă realizare a acestui an pentru tine? Eu nu pot să delimitez ceva anume pentru mine. De ce te-ai bucurat cel mai mult? Nu, există, cred că niște... Eu nu mă leg de nimic foarte mult. Da, au fost... Asta e problema ta. Da, am înțeles. Eugen. Dar poate e plusul lui. Știți, la drept vorbind, trebuiam în principiu să fiu un om sincer la capăt și să spun că, uite, a fost ceva la nivel de viață personală care m-a marcat pentru că s-a întâmplat ceva, dar astfel că, dar odată ce acea istorie nu mai are valabilitate. Și-a pierdut termenul de valabilitate. De valabilitate, a expirat. Deci cumva și nu mai are rost să mai vorbesc. Nu mai are rost să vorbesc. Chiar dacă noi am făcut lucrul ăsta tocmai acum și am făcut-o. Nu știu de ce. Civilizat am făcut-o. Civilizat, frumos. Nu știu. Da. De ce am făcut-o? Ca să vedem cum mai trăiește, ce te alimentează, ce ți alimentează spiritul, ce ți alimentează nopțile de nesomn, actul creației. Da, eu sunt un om natural, chiar dacă multă lume zice că, uite, eu sunt foarte secretos la ale mele, că, sau în general, făptura unui creator, unui producător, este întotdeauna un om care stă închis în studio. Sau care caută, nu știu, modalități de a se inspira în diferite moduri sau are nevoie de diferite poziții sau nu știu ce, ca să ajungă la acel moment de inspirație. În cazul meu e totul absolut natural. Trebuie să fiu sănătos, trebuie să mă simt bine, să merg la sport, să fie oarecare regim. Regimul. Deci pentru mine foarte mult contează Spune-ne regimul. Spune-ne ceva despre regimul tău. Cum arată o zi din viața ta?
Totul începe destul de dimineață, chiar dacă, uite, aș putea să-mi permit să dorm mai mult. Eu am cumva o limită pentru mine care deja e formată. Ora 8, trezit, până la ora 9 sunt toate procedurile de pregătire pentru lucru, care eu le consider, deci... Personale, să trecem peste ele. Da, să trecem peste ele. Toaleta de dimineață. Da, da, evident. Evident. Și da. Aranjarea părului. Și breakfast-ul. După aia începe direct lucru. Da, bineînțeles, între toate astea trebuie să fie o cafea. Pentru că nu știu, fără de cafea e totul altfel. Cafeaua generează multe... O stare de energie, da, da. Până la lucru ai uitat să spui de ambuteiaje. Eu am un mare beneficiu în viața asta, că oficiul meu și cam totul e aproape. În camera de alături. În camera de alături. Pășesc, prea mult de alături. Și din punctul ăsta de vedere, da, bineînțeles, aici vorbim despre producătorul. Atunci când este vorba despre interpret, trebuie cumva să încurci un pic, să schimbi un pic din acest regim, pentru că deja trebuie, cum am venit astăzi, eu aveam acum să lucrez, dar nu-mi pare rău deloc, pentru că sunt alături de voi. Și nouă ne pare foarte bine. Dar în care piele te simți mai bine? În cea de producător sau în cea de interpret? Eu între timp și de-a lungul timpului, de fapt, am înțeles că acea de interpret mă ajută foarte mult în meserie de producător. De ce? Pentru că atunci când eu fac demo-uri pentru artiști, eu știu cum să le interpretez bine, ca ele să sune foarte frumos. Le testez pe tine. Exact. Și devin atrăgătoare, pentru că ele au melisme de artist, de om care știe a interpreta. Eu am studii la Academie, anume de canto, de stradă și jazz. Nu de stradă, dar estradă. Extradă. Extradă, exact. La noi nu știu de ce se spune și muzică ușoară. Eu nu înțeleg de ce se spune muzică ușoară. Ea nu e ușoară deloc. Muzică ușoară e cea mai complicată. În asta își constă tot farmicul acestei enigme. Da, exact. Și ce pot să mai spun? Am pierdut gândul, dar nu e nimic. Că te simți bine... Da, deci ambele... eu cred că am terminat gândul, am spus că mă simt doar în completul ăsta foarte bine. Dar uneori există momente când emoțiile de artist sunt absolut incomparabile. Pentru că tu vezi în realitate cum se întâmplă acest contact publicul. Când ești producător, tu trebuie cumva să urmărești. Nu că îl vezi, tu îl simți. Tu îl simți, exact. Și el îți dă energie, el te încarcă, asta el îți provoacă așa un fel de, se creează un fel de beatitudine, exact, cu publicul și sigur că e altceva decât să produci, da, normal, un cântec. Tu ești, când ești producător, cumva tu ai nevoie de un om pentru tranziție, uh-huh, până la public. Sau cel puțin să fii foarte informat, să citești comentariile, cum este acum, mă rog, accesibil pentru fiecare mediu social. Dar tu citești comentariile despre tine? Am citit de mult, acum nu mai fac deloc. De ce? Pentru că nu mă interesează foarte mult. Eu cred că comentariile uneori sunt răutăcioase și intenționat. Dar nu uneori, ele de cele mai multe ori sunt răutăcioase. Și trebuie să repet cu asta, intenționat. Deci sunt oameni care intenționat vor să facă rău. Nu neapărat simt că sau cred ce au scris, dar fac lucrul ăsta ca să rănească. Deci ca să-i distrugă un pic din fericirea omului care a prezentat ceva. Ei se alimentează cu energia, exact, celor pe care îi rănesc. Da, este, cumva niște vampiri. Este o fire sensibilă, Nathan? Nu mă afectează lucrurile, dar am fost. Am fost și probabil am depășit momentele astea și recomand tuturor să fie cât mai reci la tot ce se întâmplă. La cuvintele reci. La cuvintele reci, da. Am înțeles. Ce mai pregătește Nathan acum? Spuneai despre încă o colaborare cu Radmila Popovici. Da, exact. E o piesă care o cuc atât de mult și atât de tare vreau să o lansez, dar, așa cum am vorbit mai înainte, îmi ia foarte mult timp meseria de producător și când ajung la mine, sunt omul ăla, cibotarul fără cibote, știi? Dar
Eu sunt sigur că până sfârșitul anului o să fie înregistrată, o să fie și la, poate lansată, poate la începutul anului viitor. E o piesă care, apropo, a fost compusă pe vremea când încă era istoria aia despre care am vorbit, personală. Și eu nu știu cum peste care am trecut. Peste care deja am trecut. Și acum, da. Și am uitat. Cânta? Da. Și acum, cumva, trebuie să o prezint publicului ca și ceva imaginar. Deci care nu are nicio legătură cu mine, e pur și simplu... Asta îți va fi și mai ușor să o faci, pentru că pentru deja că nu mai trăiești emoțiile celea. Îți amintești cum a fost, încerci să mai pui niște floricele. Da. Așa? Și, da, eu cred că asta e creativitate, e lumne, e un liric. De ce îți place să colaborezi cu Radmila Popovici? Apropo... Prin ce te captivează textele ei? Pentru că Radmila singură spunea, una e poezia, alta sunt textele pentru cântece, care sunt la fel profunde, frumoase, cu sens, cu poveste, cu istorie, dar care e altceva decât poezia adevărată. Deci așa s-a primit în timp că atunci când este vorba despre materialul pe care vreau eu să-l prezint publicul și să-l cânt, sunt foarte perfecționist la acest capitol. Și chiar dacă practic compunerea de texte pentru piesele care le produc, eu sunt foarte și foarte greoi în a-mi face mie ce m-ar satisface. Deci este nevoie totuși de o părere dintr-o parte ca să ca să-mi descrie starea prin versuri, prin text pentru muzică. Și iată, dumneai cumva a prins complexitatea mea și felul meu de a gândi și tare bine captează informația muzicală. Mai mult decât atât, eu pot să zic că e absolut genială la a simți desenul ritmic. Și acolo unde trebuie să fie un accent, el este acolo unde trebuie să fie. Deci nu se schimbă, nu-mi schimbă niciodată desenul ritmic cu lungimea versurilor. Totul e exact în standard. Și eu înțeleg despre ce vorbești tu, pentru că Radmila Popovici este poeta care nu pune semne de punctuație în poeziile ei. Ai văzut? Da. Ea nu are virgule, puncte, pune accentul unde vrei și încearcă să găsești logica în tot ce se întâmplă. E și ăsta un joc cu imaginația, un joc de imaginație pentru cititori, dar textele Radmilei sunt scrise special pentru cântec sau sunt poezii pe care le-ai împrumutat sau care ți le-ai oferit să le cânți? Să le găsești costul muzical. Avem mai multe tipuri de colaborări. Au fost momente când, per general, este cumva compunerea de texte după melodiile mele și cu tot cu orchestrație. Dar am avut exemple de situații când am luat cartea care mi-a dăruit-o și eu mă uitam așa, am căutat câteva piese bune și câteva texte bune. Texte, da. Și m-am oprit la cele pe care eu deja le simt că, uite, aș putea să, să le compun niște melodii. Și am câteva piese care au fost compuse după ce am citit poeziile din carte. Piesa Anotimp, care îmi place foarte mult și trebuie să mai fie ceva. Dar avem și multe colaborări pentru alți artiști. Pentru cine mai scris anul ăsta? Cine mai cântă astăzi muzica lui Nathan? Apropo, da, un lucru care trebuie să-l, cel puțin să-l scot în față, este faptul că foarte mult am devenit solicitat de către publicul pe care eu îl iubesc foarte mult, copiii. Da. Deci copiii, eu sunt... De când mă țin minte în domeniul muzical, încerc să fiu în pas cu trendurile. Ascult muzica cea mai în vogă, cea mai nouă, încerc să fiu crazy în muzica așa cum pot de tare. Ce este în vogă acum? Spune-le și prietenilor noștri. Ce nouă? Ce se ascultă acum? Ce este în vogă? Ce este trendy? Eu cred că cele mai trendy... Am rămas la Amanda Lear și la Boney M, și la Cezare Evora câteodată. Din punctul de vedere al generațiilor,
Eu cred că pentru generația, să spunem noi așa, de la 7 ani, gen, conștiința e alta. Deci 7 până la chiar 18, cred, ascultă muzica sud-coreeană. Da. Pentru că asta a devenit acum K-pop. Ea este azi wow, da? E wow, da. În afară de asta, eu cred că nu a pierdut foarte mult din succes și cred că o să mai continue. Reggaetonul, gen cel care se practică în America Latină. Okay, eu știam numai Gangnam Style din muzica coreană. Păi tot de acolo, doar că acum toată istoria asta legată de sud-coreeană a devenit chiar virală. Deci seamănă foarte mult a muzica statelor, dar un pic adusă la un alt nivel de seriozitate și mai agresivă. Așa. Da. Acum au apărut și, dar pentru generațiile care sunt mai mari, eu cred că a apărut ideea asta că se pot remixa, remake-ui sau utiliza anumite elemente din muzica anilor 80. Eu o ador, eu aș fi foarte fidel acestui curent, pentru că mi se pare cel mai melodios. Sele, sele, confusion, par, știi? Bun, asta nu e cea mai reprezentativă piesă a anilor 80. Dar mie îmi place piesa asta, foarte mult. Eu admit. Sele, confusion. Sele Confusion, am înțeles, da. Ce mai cunoașteți din Boneam? Multe, eu știu tot repertoriul, că eu eram clasa a noua când a apărut Boneam și noi dansam în clasa a noua la discotecă, la școală. Păi iată, despre asta vorbesc. Pentru generațiile, nu știu, 20 până 40, 50, nu știu, este foarte accesibil materialul anilor 80, într-o formă mai nouă, dar per general eu vreau să spun că este vremea experimentelor și fuziunii sunetelor. Da, nu știu, mi-ai spus cine mai cântă muzica ta anul ăsta? A spus despre copii. Copii. Da, eu nu vreau să dau nume pentru că știu că pe cineva o să supăr. Și nu să menționez. Da, este, iată, pot să spun un succes foarte remarcabil pentru mine. Este Adela Borș, care cu piesa scrisă de mine care se numește TikTok. TikTok? TikTok. Că și joc? Nu e joc. Platforma? E platformă, da. Da. A acumulat 52 milioane de vizualizări. Wow. Ceea ce mi se pare destul de fain. Apropo, trebuie să tu ai ceva de la asta? Eu am totul. În sfârșit, un om care are de toate și nu are nevoie de nimic. Și da, vreau să mai spun încă niște lucruri care poate nu le-am menționat în toate interviurile. Eu sunt omul care face producția la majoritatea pieselor din seria pieselor noi, ale formației Acord. Deci tot ce ascultați mai nou este cumva... Aha. Mânuța. Trecut prin camera de alături, exact. De dormitorul tău, exact. Da? Da, da, da. Lucru pentru care la fel sunt mândru, pentru că fiecare creație cumva continuă o tradiție frumoasă de piese care sunt bine ascultate la noi în Moldova. Bine, am aflat atâtea lucruri interesante astăzi de la Nathan. Toată chiar lumea știe, el este Nathan cu numele lui Scin. Dar de ce ești Nathan? Două cuvinte. Da, deci a fost o decizie pe care trebuiam să o iau și nu o consider una foarte complicată. Ideea e că există deja un Nathan în rețelele de distribuire a muzicii. Am înțeles. Și cumva ca să fim dispersați, trebuie... Ca să nu vă confunde lumea. Da, nu o să-l rog pe ăla. Dar să-și schimbă numele. O să accept eu. Bun, așa pățise și Natalia Gordienco. Ți-mi minte când a apărut o Natalia Gordienco, da, în Ucraina? Da, da, da. A fost și ea a apărut și schimbase și ea numele. Până la urmă tot la Natalia Gordienco, da. a rămas. Da. Bun, astăzi la noi în vizită a trecut, dar nu a plecat, Nathan, alias Eugen Doiban. A venit tocmai de la Orhei, prin ambuteiaje, tocmai. Pe timp posomorât. Ce recânți în final? Ce vreți să vă cânt? Ia să ne cânti Jăluim mașina-mi cui. Nu, eu o să vă cânt ceva de-al meu.
Și, apropo, iarăși e vorba despre Radmila Popovici. Da. În spatele textului. Vreau să spun că este o piesă pentru vremea de sărbători, pentru acasă, pentru întoarcerea acasă, pentru dorul de casă, pentru părinți, pentru copii, pentru toată lumea, care cumva o să fie atentă la acest frumos mesaj. Nathan, înainte să plece acasă, ne cântă despre acasă. Rămâneți aproape!